Felicitări! Fiecare cu premiul lui. Da, așa a fost de data. Fiecare cu premiul lui, dar împreună în același timp. Cred așa. Eu cred că noi avem două premii. De ce? Pentru că Sava a jucat un rol foarte important în cariera mea și în acest debut, debutul anului. Într-adevăr, acolo ai premiul pentru debutul anului, iar tu, Sava, ce păstrezi acolo? Piesa pentru cea mai bună piesă, trofeul pentru cea mai bună piesă, Pop Dance. Ce reprezintă pentru voi un premiu Radio România? Eu am început să mă obișnuiesc să iau premii aici la Radio România. E frumos, s-a mai luat acum trei ani sau doi, nu știu, cu Aroma, împreună cu Raluca. Reprezintă, cum să nu, foarte mult. Tot timpul mi-am dorit să iau un premiu la Radio România, mai ales când erai mic, nici nu te gândeai la așa ceva, că va, o să mă duc să iau premiu. E un, să spunem, culunare a muncii, a trudei de până acum și uite că dacă faci... Fanii voștri să se aștepte la o nouă colaborare? Vor să se aștepte la orice, normal, nu știm nici noi ce și cum. Fiecare a lansat de curând câte o piesă, Irina are o piesă foarte frumoasă, Ce s-a întâmplat cu noi. Eu am lansat astăzi una, oficial, mulțumesc frumos, o piesă în limba spaniolă, Nena se numește, cu o fată din Spania, este noua solistă a trupei Mandinga, cheamă Barbara Isasi. Te așteptăm în matinalul nostru, București FM, da? Cu mare drag am fost și voi veni întotdeauna acolo. Mi-a place foarte mult să vin la matinal. Un mesaj pentru ascultătorii București FM? Ascultați București FM pentru că acolo chiar este o muzică foarte bună, poate cea mai bună. București FM. Știrile care îți vin la fix și genul tău de muzică.